Hai de Ela. Cu cine mă chem cu asta? Cu ea, da. Pe de-a... Nu e asta, Maria, tu ești asta. Tu ești asta. Nu vreau. O femeie asta acolo nu zice asta, tu ești asta, că ești slabă. Bogdane, dar... E pedeapsa că te-ai dus dincolo, ai fost tu tare în gură. Îți pui mâna la cap, dar asta, camera roșie nu se rezolve, ea tot, tot sezonul așa o spate. Cum? Du-te, Ela. Că e slabă, ea nu rezistă. Hai, Ela. Te lac, e pedeapsa. Hai, Ela. Tu... E că dacă ar fi puternic, ar veni și gata, de-aia trebuie așa. Ela! Nu. Du-te tu! Da, în zadarii și de-aia camera. Intră o dată în camera roșii! Doamne, domnule. Haide, Ela! Cu Jador ar vrea! Cu Jador ar vrea! Intră o dată! Și tu promiti că nu o bați. Pârcă-te! Ia uite, ce-i tu? Și ne-a făcut! Tu promiti că nu o bați. Pedeapsă la ce-i tu? N-aș bate-o niciodată în viața mea. Ce faci? Stop violent! Dar Bogdan, îți schimbi nimeni! Mi-a dorit camera roșie! Am camera roșie! E rușunatul! Ce ții minte, ești stupid? Poți să nu mă ții minte? Cu ușa închisă sau cu ușa deschisă? Că nu mai știu. Închide ușa! Eu vorbesc, tu răspunzi, tu îmi vorbești, eu răspund. Da? Vreau doar să te întreb, ce ai cu mine, femeie? Tu m-ai atacat de când am ajuns acasă, când te-am întrebat frumos, ești ok, ești bine? Și m-ai început să mă ataci, că vrei să zic la Jador, drept dovadă, ai și zis în emisiune. Gen, tu știi de compasiune, de nu oameni? Nu înțeleg nimic ce ai zis. Nu? Trebuie să aduc telefonul? Nu, că pe telefon? Lasă, că ai jumătate de oră cu internetul? Nu, pe WhatsApp. Nu lua trecutul. Jumătate de oră mi-ai cerut trecutorul. În zadar spui tu, azi la restaurant. Nici n-am vrut să văd fața. De ce tu mie mi-ai început să-mi spui de chestia aia cu life-ul? Te-am întrebat frumos. Că eu știu Mariana, o chestie care n-am adus în emisiune și nici nu vreau. Doi la mână. Nu mă interesează. Ela, eu te ignor. Dar nu mă interesează. Ok, hai spune. Tu ai zis că Jador ți-a zis că să mă duc ce mai de la ei grădină? Ce? Tu ai zis că să-l cer pe el, da? Așa. Că el ți-a zis... Ok, dar ce ai zis tu că să-l ceartă pe Jador, că Jador mi-a zis? Ce ți-a zis Jador? Mi-ai spus că ce căut lângă ești, Jador mi-a zis să vin lângă el. Ca să... Că să te calmi, mi-a zis să discuți. Eu am înțeles că, că el ți-a zis de grădină. Uite, eu zic că... Ca să nu lungim discuția... Ok, eu înțeleg că ți-i place de băiatul ăsta, eu n-am nimic Ela, cu el. Eu vreau să zic asta și ies din grădină că n-are rost. Okay. Îți zic ultima situație și după aia zici tu. Ok, iartă-mă dacă te-am supărat, dacă consideri că te-am deranjat, dacă consideri... Dar te-ai prea mult, iartă-mă suficient, scuză și eu că te-am numit. Vreau să pun punct. De așa ultima situație. Bine, ai vrut să-mi faci observații de grădină, nascuți până la urmă. Ai vrut tu, nu altcineva, de ce nu... Altcineva, dar tu. Ok, dar puteai, dar tu de multe ori faci așa, să zici, Mariana, trebuie să pleci. Tu faci ca și cum de material. Hai, du-te, hai. Nu, tu nu mă auzi. Tu ce-l copii pe Bogdan? Uite, ascultă-mă. Nu, nu știu cum se comportă. Mi-e bine să ies din cameră. Uite, vezi, acum nu mă ascult. Și fii și zic, Mariana, ascultă-mă. Asta încearcă. Tu faci, nu faci cu nimeni așa. Da, când tu să-i faci așa lui cineva, nu-ți permiți. Am și eu un limit. Eu, asta e acțiunea mea. Asta de multe ori. Eu fac și cu prietenii mele. Voi vreau să zic așa. Eu și eu stresată. Mi-am văzut pe Jador, îl bați, te-nțeleg. Nu, mai, ok, eu ce am cu Jador, avem tachinarea, adică noastră, ne permitem. Am observat că ești un gen mai așa, mai ne permitem, nu sunt bătăușă, nu, o fac din drag când o fac. Bun, ascultă-mă. Cu mine, la fel, hai. Nu, niciodată nu mi-aș permite să te lovesc, eu nu lovesc. Dar nu că te lovi, dar nu-mi place. Nu aș face niciodată. De nimeni, pe nimeni n-aș bate. Pe mine, eu nu mă cobor, nu cobor. Dar tu, am și momente când ești nervoasă, când ești stresată, am și problemele mele de acasă. Nu știu ce probleme ai tu, dar eu am și eu probleme și nu vreau aici. Asta, tot ce de azi, cum ai ce dași tu azi. Dar lasă-mă, țip la mine, lasă-mă să vorbesc. Păi să te ignor. Păi de ce n-ai făcut? Că ai un conflict cu cineva, nu te apropii. Dar tu mă implici. Eu vreau să zic. Eu nu aveam treabă cu tine, eram în grădină. Ești la băieți, tu ce vorbeați cu Marius, cu Kevin, cu Iancu, cu Jador. Nu trebuie să vii tu la mine în grădină. Este Bogdan, este producția. Da, dar vorbeai foarte tare și deranjai pe oamenii care vorbeau. Și eu ți-am zis, Mariana, mai încetul, nu. Ai continuat. N-am auzit asta. Păi, vezi? Și de-aia ți-am urlat, Mariana. Dar tu ții peste toți. De-aia tu ai senzația că nu are ceva cu tine. Nu are nimeni nimic cu tine. Tu pentru simplu fapt că am avut ceva cu Jador, lasă Jador. Nu, bă, da, asta faci. Ok, bine, lasă, nu-mi pasă asta. Păi nu, am nicio treabă cu el. Înțelegi că cazul ăsta e lămurit, că eu nu știam că din cauza vocii. Nu, calmează-te, n-am nimic cu tine. Îți calm. Ok, eu sunt mai calmă decât toată lumea. Evite-mă. Și mai ascultă și de ceilalți când vorbești. Te invit la machiaj. Am fost cu crești. Ți-am zis iartă-mă pentru că am avut o reacție dimineață. Bun, crede-mă că eu vă ignor. Ascultă-mă.
dimineața am avut o reacție mai ciudată și ți-am spus că pentru că am fost nervoasă, că eu chiar am văzut una, surpriză. Două, nu mă lași jator. Nu mă lași să termin. La orice? Lasă-mă să termin. Nu m-ai implicat pe jator, că nu e vorba de jator. Mă refer, nu mă interesează voi așa. Eu îi fac în permis. Așa și am avut. Uite, și el m-a mușcat, nu e nicio problemă. Da, când te-am mușcat aici? Nu are nicio importanță. Mai de mult? Nu contează. Nu știu, ușor. Vreau să zic doar atât. Sunt răci pe care am mușcat-o, bă! Jator, la ce ești? Mâncător de femei? Mâncăciosule, ce ești? Bun, dimineața am știut că am greșit și nu mă interesează. Dimineața am știut că am greșit și am venit la machiaj și iartă-mă pentru reacție mai drept. Azi mi-ai zis? Da, și tu nu m-ai ignorat. Nu, bine? Am pus căști, n-am auzit nimic. Păi mai există. Te rog, da, și păr în față, dar da, am înțeles după care a fost. N-am nimic cu tine. Am, știi foarte bine că înainte de a pleca de acasă am ținut la tine foarte mult și am scris un mesaj. Nu-mi pasă de nicio durere a nimănui. Fără nicio treabă cu tine. Bine, n-am nimic cu tine. Dacă, de exemplu, când Pirui mi-a dat un păr în față, păi... Mai ascultă și de ce. Ascultă, când Pirui mi-a dat un păr în față, ascultă până la urmă. Știi? Nu înțelegeam, ascultam că eram cu căști, ascultam muzică și n-am vorbit. Am înțeles că o indignez că spre aproape de ea. Dar mă dură că nu zic nimic. Și cum așa omul nu zice, uite, dacă gândești eu cu tine am un conflict și dacă eu aș sta așa, tu nu ți-ai permite să-mi faci nimic. Nu? Da, uite, corect. Eu ți-ai zic și tu. Bine, am înțeles. Nu e nicio problemă. Dar tu nu o să poți. Bine, te pup. Stai mă să ne ofer. Când ai mușcat-o? Că vâna ta e ca în veche. Vâna ta asta e de vreo două săptămâni. Măi, Mariana, ce ai? Nimic nu am. Doar vorbesc și dar cum adică? Păi pe tine te-am mușcat că ai vrut să mă pup. Și pe tine cât te-am mușcat, măi? Mă, omule! Ia. Când, mă? De ce? Deci cum zice Pirul? O place în secret. O place în secret. Păi m-ai bătut sau m-ai bătut? Jador, eu niciodată nu o să fac nimic forțat. Bine, Mariana. Tu ești dragita. Nu-i timpul tău aici acum. Uite, te vezi? Tu te acasă și când vei veni aici, vei vorbi. Faci niște chestii, forța Mariana, cum? Mariana, fă ce vrei tu. Dar nu eram să te pup. Ce-i cu tine? Nu trebuia să faci cu tine. Dar tu chiar, că nu vrea cineva să te pupe. Da, tu n-ai forța. Unde să ne putem aici? Principală cum mă doare. Eu nu-i Bogdan. Mă duc să văd ce fac. Eu încă am, cum azi? Ascultam muzică, nu vorbeam cu nimeni. Pe rândă un părț. Mariana. Mariana, e timpul de m-a inspirat. Că... Nu vorbeam cu ea și nu vorbești și-ți dă un păr. Hai. Hai, mă, du-o aici pe canapea, că e să s-a lăsat canapea. Mâine mă duci, după o să. Bună ziua! Așa stai cu poza după tine? Da, eu da și apă, manezi. Dar e un pic creepy, știi? De pe ieri când era ăla cu extintorul, i-a pus și ei mască. Am văzut asta, da. Adică mă gândeam că poate e o fază prin care treci. Te-am acceptat. Cum accepti... Mă bucur că s-a acceptat. Cum accepti, știi, fazele prin care trece un copil? Negare. Sau un om care a trecut printr-o traumă. Dar cumva să umbli cu poza după tine deja două zile? Să nu mai umblu și mâine. Ba da, de ce nu? Traumă. Ia să facem conexiunea și cu băieții. Bună ziua! Bună ziua! Este închinat lui ăla. Ce faceți? Bine. Mariana, este închinat lui ăla. Bună! Ce te închina, Jador, lui ăla? Ia veci perna și aici, gen. Ela, Jador? Da. Sunteți bine? Doamne, la bine, sănătoși. Vă lasă Mariana să trăiți? Nu. Ce, doamna Andreea, cred că vreți să rectificați întrebarea? Rectificați. O rectific imediat. Stai de gândit. Dacă sunteți bine. Dacă sunt bine, nu că eu nu sunt cu ea la împachet, adică... Cum nu? Dacă voi doi, ca și relație, de prietenie, colegialitate, oameni care trăiesc și respiră același aer din aceeași încăpere... Da, doamna Andreea, acum că ați rectificat, da, suntem bine. A, mă bucur, e bine. Noi suntem bine că n-a... O apă! Adică... O apă! De exemplu, acum cum adică o apă? Geloasă-i, Maria. Da. Reftific, eu nu-ți umit, drag. Cu ce o apără? Când el mi-a zis să mă duc în casă, păi i-am zis lui Jador să mă lase în pace, să-i zică lui Ela să mă lase în pace, el i-a ținut apărare. Da, Mariana, du-te! Nu, bai, și când a venit aici, furioasă, a lăsat-o să vină. Nu, eu am lăsat-o. Și când nu a vrut la camera roșie, i-a zis lui Ela, du-te! Mariana, nu avem nimic. Și noi suntem prieteni, ești ca sora mea. Nu aș vrea nimic cu tine, nu aș vrea să fiu cu tine, Mariana,
Te rog, încetează cu tine. Aaa, e rupt inimioara. Nu mi-a rupt. Ela, nu o să fie niciodată cu mine, nu va mai fi niciodată cu mine. A, deci a fost cu tine. Zi așa. Mariana. A fost sau n-a fost? Ela nu a fost și n-a fost, adică. A fost sau n-a fost? Asta am vrut să zic și eu. Așa, între și între.